Avem patru proiecte în derulare. Primul proiect este cu camere de luat vedere în toate intersecțiile principale, care am semnat finanțarea, am ținut și licitația, urmează să-i dăm drumul prin fonduri europene, da. Ce valoare are proiectul? Proiectul pentru camere este de 47.000 de euro. Câte camere vom pune? Vă 26 de camere aproape. După toate calculele care am făcut, vă 26 de camere. În ce puncte vor fi amplasate? Intersecțiile principale, unde, de exemplu, iese două drumuri laterale, trece prin intersecția, că în prealaltă parte nu are cum să mai treacă. Înțelegeți? Da. Ca cum e în ora actuală, foamea și prostia la unii, se duc foarte mult la țara ta că oamenii bătrâni. Îi ia găina, îi ia porcul și de aceea am demarat acest proiect numai ca să descoperim cei care fac prostii. Când începe lucrul? Sper că acum iarnă, chiar după februarie, încolo, martie, să-i dăm drum. Proiectul numărul 2 este un cor de școală nou. Tot banii europene, acești bani vin prin PNDL, direct de la guvern. L-am câștigat un cor de școală cu 6 săli de clasă, 600.000 de euro. Da. E, dar e cu tot, cu dotări, cu tot. Nu numai construcția în sine. Și dotări, și laborator, și grup sanitar, și tot ce ține de școală. Finisaj, dotări, mobilier, tot e prins în această sumă. Câți copii vor beneficia de această cort de clădire? La Mihai Viteazul, care avem, sunt vreo 400 și ceva de copii. Care... Avem o școală bună la Mihai Viteazul, dar sălile de clasă sunt foarte mici. Proiectul a fost când a fost făcută școala veche, care o avem. Avem săli de, intră în 16 metri pătrați, intră 22 de copii, vă dați seama. Săli mici, de tot. Decât 3 sau 4 săli sunt, care corespund pentru numărul de elevi care vor învăța în ele. Restul sunt foarte mici. Foarte mici. Și de aceea am demarat acest proiect. Acum depinde și dacă ne vor da bani după ce depunem situații de lucrări rapid, că e o sumă destul de mare ca să poată să lucreze numai pe banii lui constructor. Și sper ca până în 15 septembrie tot banii europeni prin IT Delta Tulcea și am beneficiat de acești bani, că este un miliard și nu știu cât, bani prin Banca Mondială. Va fi un proiect în colaborare cu Consiliul Județean, cu toate aceste patru comuni și ăsta se va ține, sunt în proiectul tehnic deocamdată, se derulează proiectul tehnic, de la Mihai Viteazul până la Corvă să se construiască, adică să facă drumul județean cu podețe prin comună, cu șanțuri ca lumea, adevărat drum. Este acest un milion de euro care vom face asfaltare 6 km în Mihai Viteazul. Acesta este terminat și acesta că am demarat proiectul tehnic și construire împreună această societate ca să nu pierdem din timp și e gata aproape și el și sper și acela că dacă îi va permite vremea, termen de o lună de zile, să-i dea drum. Ați făcut o estimare? Nu, firma care va face această lucrare e o firmă foarte puternică. A făcut lucrări și pe la Baia, am văzut, a făcut lucrări și pe la Istria și de aceea am colaborat cu ei mai mult. Sper eu că dacă le va permite vremea, în două luni jumate trebuie să fie gata. Al patrulea este care suntem deocamdată, am demarat proiectul tehnic, am semnat finanțarea, am demarat proiectul tehnic, rețea de apă și canalizare pe satul Sinuie. Tot prin IT Delta Tulcea, acest proiect l-am câștigat. De fapt, am depus proiect în comun și pentru Mihai Viteazul, că Mihai Viteazul are rețea de apă, dar e o rețea de 40 de ani și conducta e toată din oțel. Și fiind veche, când dai drumul la grăbit, vine prima dată rugină în loc de apă. Acum rămâne de văzut. Eu, unul, vă spun sincer, i-aș da o lucrare a lui Braja și o prea ei să-i cheltuie și banii și tot. 2 milioane și ceva de euro. Asta e cel mai mare până acum. Asta, da. Asfaltările 1 milion, la altul 600 de mii. Și vă dați seama, stații de purare, canalizare, rețea de apă, puțul, forat. E un pachet întreg. Da.
A, și de apa din adâncime de acolo. Sigur, am stabilit, am stabilit în partea asta spre Mihai Viteazul. Când așa e în stare să unde vor fi furate astea puțurile și nu numai că așa, am stabilit, am luat probe. Și antionare. Apă, dus, am arătat și... Să fie apa bună. Da, să fie apa bună. Să duce până la 50 de metri adâncime. Al cincilea, acum suntem în studiu de vizabilitate. Deja suntem, nu sunt sigur că îl câștig, cu o groapă de gunoi de graște. Omul scoate din graște, le aruncă unde-i bine. Cu toate că i-am amenințat, i-am făcut, am încercat să închidem acele gropi care, depozite care arunca ei. Nu poți să te înțelegi cu oamenii. Și atunci am chemat, i-am adunat toți crescătorii de animale aici, am discutat cu ei, le-am explicat cum va fi această groapă de gunoi. În proiect e prins și utilaje de încărcat gunoi, de împrăștiat gunoi, de nu știu ce trator de transportat, remorcă, nu știu ce. Și noi, primăria, vom fixa prin hotărâri de Consiliu, dacă apuc eu că nu mai candidez viitorul primar, prin Consiliu, prin hotărâri de Consiliu, un preț pentru ridicarea gunoi la tonă sau mă rog, cum va fi, și dus acolo, acolo la groapă, va sta la putrefacție, la fermentare gunoiul și atunci, prioritatea au tot ei, dacă vor să-l preia gunoiul de acolo, tot bineînțeles să-l ducă pe terenul lor sau pe pășune unde vor și acolo va fi iar un preț, că mă duc, se duce primăria cu utilajele și le împrăște direct pe câmp. Asta e proiectul de care s-a făcut. Au fost de acord oameni? Sigur că da. Sună bine. Sigur că da. Păi nu o să fii de acord după aia dacă am făcut groapa și nu respectă, să-i te duci să-i iei mai ales de acasă, atunci amenzile vor fi pe măsură. Da. Vor fi pe măsură. Da. Asta e deja am făcut studiul de vizabilitate, așteptăm să vedem dacă îl câștigăm. Va fi eligibil. Problema care o am e bugetul. E o comună foarte săracă, am foarte mulți romi, nu am societăți care să aducă venit impozite și taxe, norocul că avem câteva societăți agricole care ne aduc niște venituri, niște impozite mai mărișoare. Am avea o sursă de venit din dulupilor, unde e o frumusețe. Este ca și Delta Dunării aproape. Problema e că, fără să ne întrebe pe noi, nici nu ne-a băgat în seamă, ne-a luat 800 de hectare în zona strict protejată, nici nu ne-a răspăgubit, nici nu ne-a dat altă pășune. Nu poți face nimic. Nu poți face nimic. Dar există zona tampon din coace de canalul 2, unde avem deja două pescării. Și dacă am putea și am avea bani să aducem curent până acolo, va lua o amploare mare în turism.